la asta, un portar cu un joc de picior foarte bun. Ogenda, luat cam tare acolo. De același Răuță. Încominge Piotr de Crețu. Ei, și Nocturna cade pe stadionul Dinamo. Nocturna cade în minutul 36. Și cade dur. Adică nu doar așa un stâlp. Nocturna cade cu totul. Mă uit dacă de jur împrejur mă uit să văd dacă este lumină prin cartier. Nu-mi dau seama dacă este o avarie aici la stadionul Dinamo sau este o avarie în tot cartierul. Să sperăm că Dinamo are generator care este capabil să susțină Nocturna, altfel s-ar putea să fie probleme. Trebuie să fie sigur cei de la Dinamo că avaria va fi reparată cum trebuie, pentru că altfel, dacă mai cade o dată de parcursul meciului, Dinamo pierde întâlnirea cu 3-0. Pentru Dinamo, una peste alta, este un timeout binevenit. Acum rămâne de văzut cât va dura. Iată, lumina, curentul a revenit, s-au aprins câteva becuri la Nocturnă. Să vedem cât durează până în momentul în care se reușește să se aducă Nocturna la nivelul maxim de joc. Poliaș a pierdut campionatul trecut la Masa Verde, întâlnirea cu Viitorul, tocmai din cauza acestor probleme cu Nocturna. Atunci a fost o chestiune aproape neverosimilă, exact când Viitorul a condus cu 1-0, exact când Iașiul făcea 2-1, Nocturna a căzut pentru a doua oară și ieșenii au pierdut întâlnirea 0-3. Deocamdată Hațegan așteaptă. Iată-l pe Sorin Colceac discutând cu Torje și cu Itu. Brigada de arbitri poate să aștepte timp de o oră remedierea acestei situații, după care meciul se va întrerupe. Dacă pauza se prelungește, va mai fi nevoie de o încălzire a fotbaliștilor. Deocamdată doar tabela și-a revenit și reclamele luminoase din jurul terenului, care sunt însă alimentate de la o altă sursă decât Nocturnă. Probabil că mi s-a spus lui Hațegan că se va rezolva, altfel ar fi trimis pentru moment echipele la vestiare. Deocamdată Botoșaniul conduce cu 2-0.
Oghenda și Cajé. Dinamo a avut și ea o mare ocazie prin Moldoveanu. Dar Botoșanul a părut echipa mai bună până acum. Deocamdată nu văd nicio îmbunătățire. Iată-l pe Torje discutând și el cu brigada de arbitri. Dar nu cred că despre nocturnă vorbesc. Dinamoviștii au fost destul de frustrați de acordarea acelui penalti la intervenția lui Moldoveanu asupra lui Cajé, dar în opinia mea hotărârea, decizia lui Hațegan este cea corectă. Și Dinamo a cerut un penalti. La o cădere în careu a lui Ricci Grigore, la o lovitură liberă. Dar cred că și acolo Hațegan a văzut bine. Jucătorii schimbă, jucătorii de la Botoșani schimbă la lumina palidă a celor reclame, schimbă între ei câteva pase. Nu mi-amintesc de asemenea probleme vreodată la acest stadion. Cred că este pentru prima oară când se întâmplă ca nocturna să cadă aici pe stadionul Dinamo. Pare să fie un scurt undeva pentru că se încearcă aprinderea câteva becuri la instanța de nocturnă care se sting însă imediat. Vine Hațegan, se discute la marginea terenului cu observatorii, cu cei din conducerea celor două cluburi, Marius Croitoru. Vă dați seama că pe el nemulțumește această situație. Se aprind iarăși câteva becuri, le observați și dumneavoastră. Atenție, sublinez această idee, Dinamo trebuie să fie sigură de reparația pe care o face. Are la dispoziție o oră. Dacă meciul pornește iarăși și nocturna cade încă o dată, partida se întrerupe definitiv. Și Dinamo pierde 3-0. Da, începe să aprindă instalația de nocturnă. Probabil că în câteva momente jocul va putea fi reluat. Deocamdată instalația nu este la putere maximă. Jocul poate fi reluat. Deocamdată Ovidiu Hațegan încă așteaptă. Mie mi se pare că luminozitatea este destul de ok. Mai sunt câteva becuri care încă nu s-au aprins. Probabil că Hațegan așteaptă confirmarea din partea clubului organizator că lucrurile sunt în regulă.
Acesta este minutul la care s-a oprit partida. Au trecut 7-8-10 minute de atunci. Hațegan încă așteaptă. Partida este pe cale să se rea, jucătorii fac mișcări de încălzire. Iată-l pe selecționerul național de tineret, Florin Bratu. Vă mai spun o dată, procedura nu este chiar atât de simplă. Trebuie să existe garanția că reparația care a fost făcută la nocturnă va rezista. Mă rog, la instalația de electrică, va rezista. Încă o pană de curent duce la întreruperea automată a partidei și la pierderea meciului de către Dinamo cu 3-0. Meciul se rea. Instalația chiar nu este la putere maximă, dar se vede bine.